Bună ziua! Sunt onorată să fiu aici în această după amiază, reprezentând Intel România și ca partener al eSkills să vă anunț că în acest an vom deschide porțile noului Centru de Cercetare și Dezvoltare Intel din București pentru turul studenților și elevilor care vor participa în acest program. Înainte de a vă da mai multe detalii despre centru, aș vrea să menționez că Intel are o tradiție lungă în programe educaționale. Și spunem noi că educația pentru economia cunoașterii începe încă de la grădiniță. Avem în România și în întreaga lume programe care se adresează segmentului din școala primară și până la liceu. Aceste programe sunt foarte cunoscute în piață, de aceea aș vrea să vă îndrept atenția astăzi spre programele pe care noi le desfășurăm, orientate spre învățământul superior. Aici sunt niște lucruri noi pe care le întreprindem și legat de ceea ce domnul Pambucian spunea mai devreme, Intel a adus producție în România, nu face atât de mult vânzări, dar face dezvoltare și dezvoltare de software, dând oportunitatea talentelor românești să participe în proiecte la nivel mondial, de aici din țară. Haideți să avansăm slide-ul. Și până și începe prezentarea pe PowerPoint, e important să vă spun că doamna Ene Petroșanu este deținătoarea unui număr mare de patente în Statele Unite în domeniul criptografiei. Adică este un om de cercetare care a venit în România, a lucrat acolo un timp, a venit aici și are patente acolo și ce dezvoltă aici Intel este cercetare adevărată. Din păcate, nepatentabil în spațiul european, că așa suntem noi europenii mai. Vă mulțumesc. Da, într-adevăr, vrem ca din România să contribuim la ridicarea nivelului inovației, vrem ca lucrurile, proiectele pe care le dezvoltă inginerii noștri de aici să se concretizeze în brevete de invenție. Într-adevăr, Uniunea Europeană are altă legislație, vom bateta cu prioritate în Statele Unite, dar revenind la discuția de astăzi, aș vrea să vă spun în primul rând câteva cuvinte despre Intel în România, ca să dau o imagine mai amplă asupra ce activități desfășoară Intel, după care vom intra în programele pe care le avem la ora actuală dedicate învățământului superior. Și am folosit cunoscutul Intel Inside, Intel Inside Romania. Are o prezență foarte mare Intel aici. Nu știu dacă erați la curent cu numărul foarte mare de ingineri care lucrează în cercetare dezvoltare pentru Intel în țara noastră. În primul rând, Intel are o prezență în România din 2005 prin biroul de vânzări, după care în 2006 a investit și încă continuă să aibă o investiție prin divizia sa Intel Capital în Siveco, cel mai mare dezvoltator de software educațional din țară. După care vin noile centre de dezvoltare. În 2009, Intel a achiziționat o companie din Galați, o companie multinațională care are un centru de dezvoltare în Galați, care se numește Wind River. Și la ora actuală, Wind River are sute de angajați worldwide, dar în Galați este cel mai mare centru de R&D din EMEA pentru ei. Sunt așa numit self-owned subsidiary, deci o filială care o filială independentă în Intel, dar fac R&D acolo. Apoi, anul trecut, de fapt în 2010, în decembrie, am anunțat deschiderea noului centru de cercetare dezvoltare Intel din București, în care la ora actuală dezvoltăm software pentru proiecte de mobility, pentru open source și multe altele. Iar în 2011, Intel a achiziționat iarăși o companie multinațională, Telmap, care are un centru de R&D în București de mai mult de 80 de oameni.
Și am pus aici grand opening pentru că în curând, în februarie, vom avea ridicarea cortinei pentru acest centru care l-am anunțat în 2010 și va fi un eveniment extrem de important pentru noi toți, care, once again, încă o dată va pune România pe harta Intel Worldwide și vom avea extrem de multă vizibilitate asupra talentelor din România, asupra resurselor și creativității inginerilor de aici. Deci, în total, Intel în România are mai mult de 350 de angajați. Mai mult decât atât, la aproape un an și 2 luni de la anunțarea investiției în Centrul de Cercetare și Dezvoltare, anunțăm investiții directe de capital și, de asemenea, programe în domeniul educațional și, cum am spus, programe noi pe care le-am demarat în învățământul superior. Legat de aceasta, programele noastre sunt dedicate atragerii studenților, implicărilor, îmbunătățirii programei de studiu sau completării ei, oferirii oportunităților de practică și, cum spunem noi, vrem să punem mai mult C-ul în cercetare și dezvoltare, R-ul în R&D sau cum vreți să-i spuneți. Vrem să facem cercetare din România și am demarat deja în parteneriat cu Universitatea Politehnică din București câteva programe. Vrem, evident, să le ducem mai departe și să le mulțim. Și feedback-ul până acum este foarte bun legat de ceea ce studenții, cercetătorii români pot să producă. Ca și implicarea studenților, avem câteva evenimente. Am demarat anul trecut. Tot ce vă spun aici e foarte nou. Deci am demarat de cel mult un an de zile cu ele. Și unele programe sunt parte din a pune România pe harta Intel Worldwide. Erau existente în întreaga lume și acum le facem să aibă loc și în România. Altele le-am creat aici local. Intel Technology Day este ceva local. Este un eveniment pe care îl desfășurăm la începutul anului universitar în Universitatea Politehnică București, care la ora actuală este, să zicem, focusul nostru principal, ca și început. Vrem să începem prin a consolida niște programe acolo, iar ulterior să ne extindem și la alte universități din țară. Și în această zi suntem prezenți în universitate cu demonstrații de produse, cu prezentările echipelor din România. Este foarte important să punem o față pentru studenți, să arătăm ce face Intel în România. Și ne dă ocazia această zi. Intel Student Challenge și Intel Upstream Contest sunt două concursuri care... Concursurile sunt foarte populare cu studenții. Nu știu, cine? Studenții din țară? Câți studenți sunteți în sală aici? Și elevi? Mai mulți elevi? Foarte bine. Știți ce vă așteaptă? În ce pășiți? Am primit feedback foarte bun de la studenți asupra concursurilor și îi atrag, pentru că sunt lucruri interesante, câștigă premii. Ce vreau să menționez este acest Intel Student Challenge, care l-am organizat pe programare paralelă. Este un concurs worldwide pe care Intel îl organizează și anul trecut am atras mai mulți studenți din Politehnică. Ce credeți? În primii 10, și vorbesc de primii 10 worldwide, câți credeți că au fost din România? Nai, nu chiar așa. Au fost 6. Deci cumva foarte bine clasați. E adevărat, am făcut și foarte multă reclamă concursului, au avut premii atractive, dar asta arată ceva, arată și nivelul și talentul studenților de aici. Avem invitați în campus, deci Intel Principal Engineers, acești gods tehnici din Intel care îi aducem în țară și îi aducem să prezinte în campus. Invităm studenții și cercetătorii în sediul Intel. De asemenea, participăm cu bucăți de curriculum la programa care se predă și în curând vom deschide un Intel Student Lab în Politehnică, în care vrem să și pionierăm, să încercăm aceste bucăți de workshop, de cursuri, să obținem feedback-ul profesorilor și studenților asupra lor și de asemenea plănuim să organizăm și o școală de vară. Practica, un aspect foarte important, avem la ora actuală în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Intel din București 15 studenți
care lucrează împreună cu inginerii noștri pe bursă de internship și aceștia sunt on-site, îi numim noi, fiindcă sunt acolo la noi. Off-site am demarat acum câteva burse pentru licență, pentru studenți care lucrează la teme de licență și chiar și pentru un doctorand. Ca parte din burse oferim și mentori din industrie, numai că bursele sunt plătite, atât cele din interiorul centrului cât și cele off-site, dar oferim acces la mentori de vârf din Intel și asta este foarte apreciat. Plus, proiecte extrem de interesante. Și vrem în continuare să ne coordonăm cu companiile Wind River și Telmap în extinderea ariei și gamei de proiecte pe care le oferim. Și am să închei aici, doar vroiam să punctez pagina care poate fi utilă tuturor, numai studenților și elevilor din sală, pagina online în care Intel publică resurse educaționale pentru mediul academic, în care se poate avea și acces la un laborator, un multicore cu 80 de coruri pentru cei care vor să-și testeze aplicațiile paralele. Deci foarte multe resurse la adresa aceasta, vă încurajez să vă înscrieți dacă sunteți interesați și este și un mod de a afla ce proiecte noi vom desfășura. Vă mulțumesc!